Oftați cam greu, doamnă. Ce vi s-a întâmplat? Oh, Doamne, nu, de retrăit parcă nu retrăiesc, dar totuși foarte mult retrăiesc. Știți, oh, Doamne, tare multe probleme mi s-au acumulat în ultima vreme și încă după toate durerile care le-am avut anul ăsta, încă s-o mai adăugat încă o durere. Oh, Doamne, Dumnezeule, cu toate am primit, cum v-am scris, că nici nu știu cui să mă mai adresez. Să vă spun drept, la Moldova pot zice că aproape pe nimeni nu ne-a rămas. Ultimii care mi-au fost părinți, care anul ăsta au decedat, că eu nici n-am putut să-i petrec pe ultimul drum, că eram închiși în carantin. Și încă așa și n-am fost. De când s-a închis carantinul, eu cum? De când s-a început cu pandemia, nici n-am mai fost la Moldova. Uf, și nu de mult m-a sunat o cumnată de mine, o cumnată, de fapt, o O rudă, nu contează. credință, o Cineva din mamă, la mult, localitatea... da. Da. Că a spus că eu sunt din Mungheni, mai scurt, și mi-a spus că o găsit în cutia poștală un aviz, că suntem chemați la judecat, și eu și tu. Doamne Dumnezeule, oare și de atâta timp de când nu sunt acasă, Doamne, parcă n-am făcut nimic. Ne-am fermat mințele vreo câteva zile, zic, ce poate fi? Eu zic, ce să fac? Eu să mă duc la poștă, eu nu pot să ridic, nu vă pot ridica scrisorile. A, că e Dar eu zic, n-am recomandată, e înțeles, scrisoare dar de... recomandată. Da. Aviz sau nu știu, că ei ne-o trimesc, poți vă trimit foița și Nu, ei vă care ne-o cred pe cuvânt, trimite. aviz de la Unde poștă, suntem? că primiți recomandată, da, și trebuie Da, titularul da. să o primească. Și totuși l-am trimis pe fratele lui soț. Un frate de-al lui soț este. Și l-am trimis la poștă. Scrisoarea mea nu a dat-o. Cum pe mine nu a vrut să o dea, că a zis că eu nu sunt rudă. Da, o dat-o pe al lui soț. Dar cel mai tare ne Și de acolo ați aflat că sunteți chemată la judecat. am aflat Pentru ce? că suntem chemați și pentru ce suntem chemați, că trebuie să ne facem poliță, asigurare medicală. Da, dumneavoastră Doamne sunteți Dumnezeu! plecată din Moldova de mult timp. Din 2001 am 20 de ani de când sunt plecată. Să vă spun Și am cinstit. înțeles că de vreo 10 ani deja sunteți și cu acte legale, aveți și cetățenie Da, da, statului da. gazdă în Portugalia, nu? Da. Și cum am ajuns în Portugalia? Am ajuns pe 27 octombrie în Portugalia, pe 3 noiembrie am început să lucrez și lucrez cu contract de atunci. Deci Da, să plătiți vă spun impozite la statul portughez, asigurare medicală tot acolo, statul moldovenesc vă vrea contribuabil și dincolo. da. Nu, am zis că cum? O văzut scrisoarea lui soț și o spus că e a treia judecată. Asta o A fost. treia ședință de judecată, în aceeași A instanță, la treia, unghie. da, a treia, da. Printre care celante două scrisori, nici nu știu unde și nici n-am auzit de dânsele. Că dacă le primim sau primim cum am primit avizul ăsta, numai decât că avem să știm de dânsele, așa și n-am știut. Da, cel mai tare mi-a fost interesant că da, lui soț i-o dat scrisoare, dar pentru mine nu, că eu nu sunt rudă. Dar în cutie poștală, de ce i-a opus? Că doar noi nu suntem la evidență acolo, noi avem unde suntem, noi puși la cum? Suntem puși la evidență. Avem casa noastră unde stăm. Acolo în Of, sat că îmi vine sau greu să acolo spun. la Ungheni? Da, da, Păi da, și ce, au da. pus Am avizul în opus cutia vecinei sau cumnată. cum? La cumnată, la Nu, rudă? la o cumnată, dar eu și mă gândesc, mai atâta orașul de mare, familia noastră, pot să o Cunoscută? spun chiriacă, ei, familie moldovenească cunoscută, atâta chiriești, și zic, puteau să o pui, nu știu la care, zic, dar principal o pus-o la cumnată, eu o pus
avizul. Poștașii Dacă de regulă, ți-l iei. poștașii de regulă știu cine e acasă, cine nu e acasă, cine cu cine e rudă și s-o fi gândit că dacă instanța insistă, hai să-i pună legătură măcar cu rudele. Iată, v-a ajutat în Da, felul ăsta că v-ați fi putut trezi după judecată cu executorul deja care să vină să vă ia banii, să vă pună sechestru pe casă și tot așa, că am înțeles că aveți locuință acolo, nu? Sau... asta așa și ne-a lămurit cumnatul, că noi am spus că să iei un avocat să vorbească, să ne lămurească de unde s-a luat asta, Iana, de cum. Zic, atâția mii de moldoveni explicați prin toate țările și zic, nu simt puși, zic, n-am, zic, Doamne, de ce eu am trebuit să cad la așa ceva? Să mă impui să-mi fac polița asta sau cum se cheamă, că eu când am plecat din Moldova, eu nici n-am auzit de așa ceva. Cam atunci au apărut, cam pe timpul lui Voronin au apărut polițele de asigurare medicală. El a implementat Asta programul e ăsta după mai. model american. Ce, dar în Portugalia tot aveți un fel de sigur sau cum se Da, numește? avem tot așa. Și încă una. Nu am luat cum? Încă avocatul, mai scurt, avocatul nou ne-a lămurit ce trebuie de făcut și una și alta. Eu am trimis acasă, cum? Fotocopii sau cum se spune, la buletin, nu la buletin, Acte nu la pașaport, portugheze, că că eu am sunteți în plătit. altă țară. Da. Și acolo, pe buletin, e scris numărul de la siguranță socială, numărul de la fiscal și numărul de la spital. Asta care e, ca cum s-ar numi, poliță. Ne-au lămurit așa, că nu, asta nu-i bun. O zis, trebuie să mă duc la spital să-mi deie o foaie unde-i scris sau unde sunt eu înregistrată, din ce an eu am polița asta. Mai departe trebuie toate procedurile astea. Trebuie să mă duc să scot foaia Avocatul și aia, după aceea a decis trebuie să... așa, sau chiar instanța i-a spus că trebuie Nu, așa. așa nu cum. Eu nu pot spune ca avocatul sau că eu nu vorbesc cu dânsul. Asta Am fratele meu înțeles, spune. neamurile, da. Fratele, cumnat, cum ar Dar până la urmă a veni, ne fost transmite ședința și trebuie. ce? Ședința a fost, s-a pronunțat Ședința instanța sau încă nu? a fost. Ședința a fost și noi avem dreptul undeva până pe data de 10, trebuie ca să contestăm sau nu A, deci știu. a fost și ședință și a fost și hotărâre. Și Da, da, hotărârea ce au da, zis? da. Că trebuie să plătiți. Că trebuie să plătiți. Și amu, Iana, noi Mult? trebuie ești ca să strângem Mult. Pe toate. câți ani? Pe câți ani trebuie să plătiți? Polița pe anul ăsta sau pe anul trecut? Sau cât trebuie să plătiți, v-a spus? Nu știu, că noi acolo ne-au spus că au mai fost ședințele și alea și mai în scurt suntem amendați și au crescut O crescut banii de la cât foarte la mult. cât? De la 300 la 500 sau 50 de mii sau cât e? Nu v-a spus nici Undeva atâta lucru avocatul? sunt vreo 500 de euro în Am spate înțeles, până... 500 de euro, da. Ok. Eu în lei moldovenești nu pot să vă Nu spun contează, nu, spuneți în euro că și noi ne așa mi-a pricepem, spus da. că Nu avem 500 de euro, dar ne așa pricepem cam mi-a cât. spus, mi-a Deci e o sumă mare statul tradus. vrea, am înțeles. Da. Și nu știu cum acolo ne-a spus, de când s-a luat hotărârea, a pe el în toată ziua crește, Bun, nu cum înțeleg că plătiți avocatul, nu l-ați luat unul de stat. Sau îi cunoscuți de rude. Avocatul, da, trebuie de plătit. Noi încă nu l-am. Asta Iana ne-a spus tati cât procedurile astea trebuie să le achităm. Da. Nu știu, dar eu sunt așa o asteiană că nu mai vreau, nu știu. Deci și pe dumneavoastră și pe soțul v-au amendat în aceeași procedură la același judecător, Da, da? da, da. Da, da. O să caut pe internet să văd ce a zis instanța și ținem legătura să vedem cum evoluează. Înțeleg că contestați, mergeți la curtea de apel, probabil la bălți vă judecați ungherii cu bălții și după aceea poate o să mergeți până la Curtea Supremă. Dacă aveți apărător, e mai ușor. Domnule, dar nu se poate de făcut. Eu nu știu, dar nu înțeleg de ce eu am căzut că sunt o grămadă la mine de pe strada mea unde eu locuiesc. Așa zic Noi toți trebuie. și o vecină de-a mea din sat zici, da, de ce m-au amendat pe mine la piață ieri? Pe tine te-au amendat și îți pare că numai pe tine, dar îi amendează și pe alții. Am auzit de multe ori moldoveni că îți dați în judecată ca să plătească polițe de asigurare medicală.
Din ce-i plecați? Din ce-i plecați? Da, asta, dar toată strada aceea noastră e plecat, cel mai mult am la Italia plecați. Unii cu cel mai departe suntem noi în Portugalia. Dar la Italia, zic că, Doamne, n-am auzit așa ceva, au fost acum în august în concediu și zic că am mai întrebat pe care cunoscut, zic că, dar nu au dreptul. Eu Nu, nu știu, eu... cred că se bazează pe vreo lege existentă. Probabil noua guvernare o să intervină, poate, pentru că depinde de voturile diasporei, au fost aduse la putere cu voturile diasporei, probabil și dumneavoastră ați fost și ați votat pentru oameni buni. Și acum poate că o să schimbi legea, măcar de acum încolo, să nu mai amendeze oamenii. Dar dumneavoastră va trebui să insistați în judecată, pentru că legea probabil e valabilă și trebuie respectată. Nu știu, eu câteodată și așa mă gândesc, dacă n-a să eu și să mă decid de cetățenie și e, dar îi Să vă deziceți de dorul de cetățenia casă. moldovenească? Uitați-vă și covorul moldovenesc am aici, am Asta totuși mă pare trage persian, odată se acasă. chema covor persian, nu moldovenesc. Nu, dar ăsta e moldovenesc, că e de la ungheni, că e Am făcut de la înțeles, ungheni. făcut la ungheni, dar în stil persian, că moldovenii nu făceau tradițional așa covoare. Făceau, eu l-am scos pe acela, că aveam unul din ăsta vărgat în spate. Sau Eu cu știu că și bujori, la cu mine. trandafiri. La mine mama mea a avut unul din făcut încă de bunica, cum ar veni, străbunica, străbunica mea Oho, și în secolul trecut, da. transmite. Da, avea covorul și la vreo 100 și ceva de ani și mă uitam la dânsul, zic, Doamne, ce calitate bună că nu eu mai trecut aistiană, nu Culorile. s-o mai descolorat. Da. Și așa, și câteodată și Mulțumesc. așa mă gândesc, zic, Doamne, dacă n-ați mă decis de cetățenie și eu zic, dar totuși, mi-e dor de casă, mi-e dor de... Nu-i problemă, că puteți veni în vizită ca portughezi, ca cetățeni, dar ar fi păcat să piardă Moldova astfel de cetățeni. De Da, ce mai... mulțumim pentru curajul de a vorbi la cameră, sperăm să auzim și alte cazuri și să determinăm guvernanții să modifice legea asta, să nu-și bată joc de oamenii care și așa să nefericiți că-ți plecați de acasă și, cum ziceți dumneavoastră, le-i dor de casă și deseori contribuie cu foarte mulți bani trimiși acasă, contribuie la bugetul țării și acum încă să-i mai storci de Și nu bani prin înțeleg. polițe medicale. Pentru ce? Dar de ce eu trebuie să plătesc două polițe? Corect. De ce trebuiești? De ce trebuiești? Exact, ca Că eu, și în primul rând, impozite, nu? eu nici pensie de acolo nu o să am. Eu aștept de aici pensie. Dar nu știu dacă o să mai ajungem la pensie. Dar la cât se pensionează în Portugalia? La cât? La 60? La 63 am Ah, auzit, da, o mai cam crescut am o Moldova, iană da. și cred că-i dea mai 60, nu știu cât ați mai crească, poate Cam și vă și la Moldova, 65. da. Da. Așa că încă 10 valeu, încă ești link, încă. De asta e bine să aveți grijă de sănătate și să plătiți polița de asigurare medicală, că nu se știe Nu, când o să ajungeți pe mâna medicilor ca să vă repare și să vă întoarcă înapoi în câmpul muncii. aici am, nu, aici am, da, dacă ai contract, nu poți ca să nu crezi sau nu poți ca să nu treci controlul ăsta medical Că de nu prea se jumate în lucrează jumătate la de an. negru, în Europa civilizată nu prea se lucrează clandestin. Da. Nu, eu vă spun că eu cum am ajuns aici, în vreo câteva zile am și ieșit la lucru, am venit cu tot copil. Vedeți, și copiii ne-am pierdut astea, copiii noștri nu mai vor să întoarcă înapoi în țara asta. Au crescut aici, au învățat limba și nici acolo nu vor să mai întoarcă. Spun, să cotiți câți copii, numai eu cât știu aici în împrejur, care am venit mai cu copiii, nici alții nici nu vor. La mine băiatul încă se trage acolo, că e dor. Dar sunt mulți copii mii de copii care nici nu vor să... Mai ales dacă s-au născut acolo. Sunt unii care chiar s-au născut în Portugalia sau în Da, țări străine. Mulțumesc, doamnă, pentru relatare. Am înregistrat și o publicăm și ținem legătura. Sper să auzim de bine și în cazul dumneavoastră și în cazul altora care au avut de suferit astfel de presiuni. Vă mulțumesc.